Bună ziua, dragi prieteni din Gemeni. Haideți să vedem la Gemeni puțin. La Gemeni. O distanță între dumneavoastră și această persoană. Femeia ce vrea? Să vreți, ce vreți? Să vă divorțați? Să vă despărțiți? Ce? Nu știu. Ia să vedem viitorul ei. Aveți pe altcineva? Vă despărțiți de cine sunteți, să știți. Oh! Aveți grijă că acest bărbat mi-a ieșit aici un... Dacă nu este bolnav, dacă este bolnav, să știți că mi stă o boală grea acestei persoane. Vrăji făcute pe el, să știți că sunt, care îi afectează sănătatea, poate muri, să știți. O să mai scot pentru că sunt foarte... Of. Suferă pentru un copil sau este începutul unei boli grave pe care o are. Începutul unei boli poate fi. Dar poate fi și că se termină. Eu nu știu, el ar vrea să termine această relație sau pentru el este terminată relația. Pentru că dumneavoastră parcă nu vă hotărâți să vă despărțiți. Și asta se poate. Depinde acum de situația fiecăruia. Aici văd o femeie care se desparte de acest bărbat și este cu alt bărbat cu noroc. Va fi cu altcineva. Acest bărbat îi se va sfârși lumea pentru că ea pleacă din viața lui. Da, să știți că toată despărțirea asta este din cauza unor vrăji făcute de cineva undeva. Deci, așa. Vă văd că ați vrea să vă mutați, să plecați. Aici văd în relație în prezent despărțire sau drum sau distanță. Văd că vă mutați, plecați departe, nu mai vreți să stați. Vă separați, da. O schimbare poate fi juridică, o schimbare juridică, spune. Schimbare juridică, pentru că... Asta înseamnă o autoritate, undeva mergeți sau poate fi lege sau afacere, dar mai bun oficială, deci autoritate oficială în care luați hotărâre, aici luați hotărâre să schimbați. Poate să mergeți la undeva la un jurist sau avocat unde aveți mare noroc. Dacă este așa, depinde acum, depinde de situație, de situația dumneavoastră, bineînțeles. Așa, aici cu vaporașul acesta, o mutare. Sau vorbiți despre o călătorie, să faceți împreună. Dar călătoria aceea, parcă vă hotărâți greu să-mi faceți călătoria, până la urmă nu o faceți. Așa. Vă simțiți aici la bărbat, nu neapărat că este, nu neapărat că este bolnav sau poate s-a săturat și ia o decizie. Deci s-a săturat de tot. Și ia o decizie unde spune simplu.
O concluzie simplă poate însemna. Nu mai stau sau viitorul lui. Ea stă pe gânduri acum, stă pe gânduri ce să facă, să știți. El stă pe gânduri și se gândește. Dumneavoastră ați descoperit un secret care va... Ați descoperit multe secrete despre el. Și îl aveți în mâini, dumneavoastră, pe acest bărbat. Puteți face cu el ce vreți. Să știți. El își caută un drum, ia concluzii rapide, face alegeri în viitorul lui, face planuri. Face planuri. Planuri care și multe îl ghidează pe drumul lui. Trebuie să fiți atent, el trebuie să fie atent într-o călătorie la niște oameni, că niște oameni vor să-i ofere ceva. Dar poate îi spun ceva ce să facă sau îi sugerează ceva și să ascultați, să asculte el, să, dumneavoastră, dacă sunteți bărbați, să ascultați ce spun acei oameni. Pentru că o să aveți mai multă claritate și o să puteți să luați o decizie bună aici la bărbat. Așa. Viitorul relației a ieșit aici această roată. Spune să vă uitați atenți la această relație. Pentru că există ceva în relație ce dumneavoastră nu vedeți. Multe greutăți în această relație. Totul se va vindeca, totul va fi bine, se va restabili, se va, înțelegeți? Trebuie să aveți grijă ce doriți, să fie gata să lucrați pentru relație, să faceți mai mult efort pentru relație. Multe mesaje mai poate însemna, planurile dumneavoastră care le aveți să fiți împreună cu unul dintre acești bărbați este cu succes. Până la urmă vă mutați împreună, da? Până la urmă. Dacă este cineva bolnav, să știți că se face bine. Dar se face bine din iubirea dumneavoastră. Deci văd femeia care îl iubește foarte mult. Cam așa despre relație. Nu pot să vă spun mai mult decât atât. Ea are un viitor luminos. El are ceva probleme, va avea. Dar și v-am zis, decizie care trebuie să o ia. În relație totul va fi bine. Se întoarce roata în bine. Poate că acum sunteți în distanță în prezent, ceva distanță, despărțire, dar se întoarce înapoi. Se întoarce și veți fi împreună, eu așa zic. Dacă sunteți despărțiți, veți fi. Probabil deocamdată trebuie să terminați un divorț cu cineva. Poate nu la toată lumea, da, dar așa văd la unii. Văd la unii un divorț care se termină și apoi... Puteți fi împreună. Cam asta a fost pentru gemeni. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.